În Mehedinți, direcția silvică nu are braț de vânzare pentru populație, astfel că mehedințenii se bazează pe comercianții care vând brazi în locuri autorizate de primărie. În acest an, numărul acestor comercianți este unul extrem de mic. Din partea noastră nu au fost restricții, dar am avut doar două solicitări și s-a dat aprobare în zona hotelului Traian și pe strada Dr. Saidac, în parcarea unde este parcul cu platani, pentru că anul acesta restricțiile referitor la tăiere au fost mult mai mari și din păcate atâta solicitări am avut. Dacă anul trecut au fost 12-13 societăți care au putut desfășura această activitate, anul acesta avem doar două. Cel puțin deocamdată, timpul fiind destul de înaintat, nu cred că vor mai apărea solicitări. Există un termen până la care se pot depune aceste solicitări? Nu există un termen, dar vă dați seama și dânsii trebuie să-și vândă marfa în condițiile pieței și atunci deja oamenii se cam orientează ce brăduți pot să-și achiziționeze pentru sărbători. Până acum brazii au fost puși în vânzare în hipermarketuri. La mare căutare sunt și brazii artificiali.